Circulație restricționată astăzi pe segmentul de traseu la ieșirea din orașul Grodeni spre Bălți. Șoferii sunt nevoiți să locolească în legătură cu lucrările de reabilitare care au fost lansate în cadrul programului național Drumuri Bune pentru Moldova. Astăzi va fi reparat primul kilometru de drum din orașul Grodeni. A fost o listă dată de drumuri care sunt 20 de localități care să aibă câte un kilometru făcut, practic un kilometru de drum asfaltat. În afară de asta mai avem încă 22 de localități care sunt în varianta albă, care sunt tot programate, tot din banii și din 40 de milioane. La momentul de față noi am început astăzi lucrările pe Glodeni Marea Domnească, care se află începând de la R15, drumul Republican, asta se află G27, care merge prin oraș. Sunt trei porțiuni care sunt planificate. O porțiune de 6.650 de metri avem în față aici până la intrarea în oraș. A doua porțiune se află în mijlocul orașului, 2050 de metri pătrați, și la ieșire de oraș unui deteriorat, așa au fost selectate. Atât tehnica cât și personal antrenat în reparația drumurilor de raionul Grodeni au fost aduse din Chișinău de către compania câștigătoare a licitației. Practic noi la reabilitarea sau la valorificarea contractului de 39 de milioane care îl avem cu lotul Glodeni, la administrația de stat Glodeni, am implicat, nu pot să vă spun datorită cui, cea mai performantă tehnică care avem noi în dotare. Finisorul, practic, e ultima generație, compactoarele, laboratorul respectă sau monitorizează producerea asfaltului. Astăzi este în plan ca să finalizăm un kilometru de drum. De fapt, capacitățile noastre ne permit ca să asfaltăm câte un kilometru de drum. Numai așa putem să reușim valorificarea proiectului. Aici trebuie să mai adăugăm și banii care conform noii distribuiri a banilor de la administrația de stat a drumurilor, avem surse locale care ne revin nouă conform legii bugetului. Și vreau să vă zic că în afară de aceste 40 de milioane, noi vom mai avea adăugător reabilitări de drumuri încă de 7 milioane. În trei localități din raionul Glodeni este vorba de Cașba, Ustea și Funduri Vechi. Și în afară de aceasta nu trebuie să uităm de cele 6 milioane că le revin administrații publice locale din nivelul 1. Deci aproximativ anul acesta plus minus noi vom avea de valorificat în jur de 60 de milioane de lei în teritoriul raionului Glodeni, care o parte, cum am spus, procedura de achiziție a fost făcută de administrația de stat a drumurilor, o parte procedurile de achiziție le face administrația publică locală de nivelul 2 și de nivelul 1. Să sperăm că aceste formalități juridice care trebuie să respectate conform legislației în vigoare nu ne-or da bătăie de cap și în timp rezonabil noi vom putea să fim cu toate actele în regulă pentru a începe lucrările și în porțiunile de drum specificate. Autoritățile statului intenționează să reabiliteze în acest an 1200 de kilometri de drumuri locale în toată țara, în cadrul programului Drumuri Bune pentru Moldova. Programul a fost criticat în mass media pe motiv că ar favoriza doar localitățile conduse sau loiale anumitelor forțe politice. Administrația Raionului Glodeni însă susține că lista drumurilor ce urmează a fi reparate a fost elaborată reieșind nu din preferințele politice, ci din priorități. Iar acestea sunt circulația sigură a cetățenilor, atractivitatea investițională și dinamizarea proceselor economice în zonă.